Dânsii i-au citat înainte, pe ascuns, și m-au spus să depun aici plângerea, că nu au cum să o registreze acolo, deci să joacă de avați ascunsele cu noi. Ce dovezi aveți că în luna mai soția lui Gheorghe Dincă a fost la locuința acestora din Caracas? Și mai mult decât atât. Este notoriu. Știm când a fost răpită Luiza, știm când, cel puțin aparent, știm când a stat acolo sau cât recunoaște această doamnă că a stat acolo, iar bănuiala mea legitimă este că s-au intersectat acolo. Dacă sunt probe, nu pot să vi le spun dumneavoastră. Am spus că am această prezumție, că am anumite indicii și vreau să facă verificări, nu ca martori. Deci dânsii se încearcă a fi audiați ca martori în continuare. Ca martor nu ai cum să-i audiezi și dacă îi audiezi ca martori, declarația dânșilor nu poți să-i acuzi ulterior nici de fals în declarații, nici de favorizarea infractorului, pentru că o rație de rudenie, al codul de procedură penală protejează. Păi, în momentul în care ar audia în calitate de făptuitori, atunci nu mai pot să prevaleze de această chestiune în care suntem rude, mințim ce vrem, spunem ce vrem sau nu dăm nicio declarație. Tonel Pop, cel care de altfel lansează acuzații extrem de dure la adresa procurorilor DIICOT, acesta susține că nu a fost lăsat să participe la audierea membrilor familiei lui Gheorghe Dincă și afirmă că procurorii vor să ascundă modul în care decurge ancheta. Aflând pe surse că familia inculpatului Dincă este audiată, vreau să vă spun că DIICOT-ul nu m-a anunțat de acest fapt, iar dacă până acum începuse să am o brumă de încredere în anchetatorii ce au în grijă acest caz, în momentul ăsta s-a spulberat orice brumă de încredere în dumnealor. În acest moment s-a evitat cu cât s-a putut să nu fiu de față la audierea acestor persoane, a familiei Dincă. Mai mult decât atât, acest lucru eu l-am cerut. Am făcut, într-adevăr, și o plângere. Ieri am prezentat-o procurorului de caz Pătulescu, mi-a spus că nu poate să o înregistreze acolo la Caracas, am venit să o înregistrez aici. Între timp, dânsii s-au grăbit să îi audieze, fără ca noi să știm. Avocatul, apărătorul părților, indiferent orice avocat din dosar, are dreptul, inclusiv conform articolului 81 din Cod de Procedură Penală, pe care cei de la DIICOT spuneau că nu prea știu și nu prea îl înțeleg, a trebuit să am discuții și pe aceste chestiuni, are dreptul să pună întrebări, nu mai spun de alte drepturi, are dreptul să pună întrebări martorilor, inculpaților, persoanelor care sunt audiate.